Libertate falsă, siguranța nu există. Sclav în propria țară, unde hoții tot insistă. Înainte, prin probleme, dezbrăcat la puru. Și suntem on la o nouă discuție minunată într-o seară frumoasă de, nu știu ce zi azi, nici nu mai contează. Miercuri. Bun, nu știu ce anunț, că toată lumea spune. Păi, dar de ce ai zis? Că nu interesează ce zi era. Ca și cum mă interesează. Oricum nu scoți în acea zi, nu? Nu, o să fie probabil poimine, mâine, răspuimine. Deci nu contează absolut deloc. Da, dar mai ocup timp. Da. Dacă n-ai întrebări, mai ocup timp cu tot ce poți. În dreapta mea se află Oscar, dacă nu știți pe Oscar, intrați acum pe Instagram la el. Eu sunt Oscar. Pe YouTube? Pe Instagram, Book Life Entertainment. Așa, și pe ce mai, nu știu. Atâta Facebook, nu știu ce mai e pe el. Nu l-am mai folosit. Și tu ai renunțat? Am văzut că tot mai mulți oameni care vin au renunțat la Facebook. Mai. Mie mi-a plăcut Instagram în genul de când eram mic, de când era așa super necunoscut. Dar câți ani are Instagram? Pare că e super vechi. Cred că are vreo 5 ani. Are 2010-2009. Mai sunt niște băieți, dacă i-au zis pe fundal, sunt doi prieteni de-ai lui Oscar, eu nu-i cunosc, i-am cunoscut. Probabil îi știți sau nu știți, îi prezentăm, zici tu cine mai pe aici? Că o să audă voci, probabil o să vorbim și cu ei. Călin, Călinacio, vă pup, bro. Și Cosmescu. Scuză-mi, bro, stiu. Bun. Zi-mi, fii atent, eu te, că de-aia nici n-am vrut să vorbim înainte, ca să vorbim direct pe clip. Eu te știu, te urmăream de la Battle, de la IMC Battle. Da. De acolo. De ce ai făcut așa? Nu sunt amintiri plăcute? Amintiri plăcute sunt, dar gen prestația mea nu mi se pare incredibilă. Acum nu-ți mai place gen dacă te uiți acum la clipul? Nu, mi se păreau... confingez grav. Păi da, dar câți ani aveai? 12. Păi și ce ai fi vrut să faci la da, așa era epic pentru 12 ani, dar mi s-a părut incredibil. Dar a fost tare, o experiență. Da, asta e 12 ani, doar că aveai curaj să urci, să da, efectiv, să mă dau cu unul mai mare, da. Dar acum nu mai rezonez pur și simplu cu ideea de better, adică decât să mă pășenez, să mă înjur cu unul în rime, prefer să fac altceva din cu rimele alea. Păi asta vreau să te întreb, de ce n-ai mai, mai fost sau nu știu, de când n-ai mai fost? De păi, când deci m-am înscris atunci. Sau mă rog, m-am scris tovarăși la modul, m-am încurajat. Erai bun așa, făceai rime cu ei? Da, 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 astea. Și am ajuns până în finală și aia a fost. Eu oricum niciodată n-am vrut să fie battle-ul, gen pasiunea mea principală. Sunt pe muzică, asta fac, piese. Dar a fost tare, chiar a fost tare. A, și dacă ești la ăștia, la, că ai zis de canal, ăsta e canalul cu Kid, nu? Da, sunteți da, legat da, acolo. Da, echipă, la... da, familia. Am înțeles. Ok. Nu știam. Nu știam. Eu nu știu astea care sunt găștile pe găzile în muzică, în YouTube, în mereu mă trezesc. Și când am fost la, că ați fost și voi la majorat, la, am văzut că erau la Shelly. La Shelly, da. Erau găști, unii stăteau cu ăia, bisericuțe. Ăia, căci, eu nu știu cine, cum, na. Bă, nu la Shelly la major, așa au. Da, a fost de da, băi, a fost... Open bar, tot ce contează. Pe de asta am venit. Nu știu ce-i Shelly ăsta. Nu, dar nu știam că o să fie open. Și am văzut că m-am apropiat așa încet acolo la bar, am pus o mână pe bar. Hei, dă-mi și mie. O faci pe aia prima oară, știi, că te faci că vrei să plătești. Da. Nu, eu știu. Ok. Știam. Vă să-ți las bacșiș, dar... Eu unde mi-am făcut majoratul? La un prieten în apartament, nu? Acum, acum 43 de ani. Da, înainte de Hristos. Da, pe vremea lui Ceaușescu era altfel, voi nu știți. Era pe vremea lui Ceaușescu? Nu, era cât de bătrân. Man, da, chiar așa parat. Acum 37, nu, am 31, dar acum 13 ani. Nici nu știu dacă mi-am făcut majorat, acum asta să mă gândesc. Ce-am făcut la majorat? Bă, nici eu nu l-am făcut. Nu cred că mi-am făcut majorat. Cred că am băut cu ăștia niște bere și aia a fost aia majorat. O berică. Da. Tu câți ani ai? 16. Mai am 2 ani până la majorat. Mă, tu ai 16 ani? Da. Ce mic ești. Da, sunt micuț rău, tatăl meu. 16 ani? Da. Am impresia că ești mai mare că clipurile alea și am zis că au trecut 10 ani de la battle. Da, au trecut 40. Nu. Erau, cred că acum 5 ani. 5 ani, da. 5-4 ani. Păi hai să vorbim despre asta, zi-mi cum e viața la 16. Băi, e senzațional. Toată lumea ce că am crescut și nu știu. Mă rog, liceu? Da, suntem la 11.
La ce liceu ești? La Dinu Lipatu, dacă ai auzit. Oh, de ăsta e de... E de muzică, dar nu-s la muzică, la actorie. Nu știai pe asta. Bun, bun, bun. Da. E tare, merge treaba. Acum aștept să fac 18, ce zic, gen, mereu, mereu când ai o vârstă, aștept să faci altă vârstă. Eu nu, n-aștept să fac altă vârstă, e ok, este ok. Mă, să mai doi ani până la 18 ani, mi se pare așa... Mic. Man, greu de... Putea să-ți fiu tată, tu-ți dai seama, dacă făceam copil la vârsta ta, erai fiime. Guță, supere putea să fie tată, dacă mă făcea la 20 de ani, era taică-mă, gen, lejer. Mamă, dar sunteți prea... Parcă vă dezvoltați prea. Eu la 16 ani eram vai de cap. Ce făceai la 16 ani? Nimic. Jucam toată ziua fotbal și atât, și basket și nimic. Da, nu știu. Nu știu ce fac oamenii la vârsta mea. Că eu stau numai cu oameni mai mari. Muzică și atât, în principiu. Muzică și distracție, cât pot. Și prieteni mai ok decât ei, n-ai putut să... Serios? Au fost ultimii. La ora asta am găsit. Aia a fost. Da, mă, eu fac pe Uber, știi, de asta mă... Da, fix de asta stă cu el, care mașina, altfel nu ne asociam cu așa ceva. Adevărat, ești bătrân acum în gașcă la 18 ani, ești mamă. Rău de tot. Și sunt și Uber, gen. Dar nu-mi dă nimeni bani. Uber sunt. Mamă, stai că încă-s șocat ce îi spasă, ce... Obiectiv micuț, da, știu ce zici. Ce? Îmi dau fete, deci cred că săptămâna trecută am primit așa 5 mesaje de la fete de-astea de 20 ceva de ani care mă întrebau câți ani și când le-am zis 16 direct. Na, poate, îmi cer scuze, aparențele înșală, te mai aștept câțiva ani de-astea. Și tu n-ai răspuns? Dar răspuns, nu cred că ne mai răsim peste câțiva ani. Da, da. Am o impresie vagă. Nu știu ce să zic, dar nu o să-ți mai scriu, e ok. Da. Viața la clasa 11 și dai la anul... La anul Bacu, da. Și la ce vrei să dai tot la actorie? Da, la un ATC. Nu sunt așa nebunit după actorie, gen... Nu mă văd neapărat făcând asta, mă văd făcând muzică, dar... E singurul domeniu cu care pot să rezonez și cu care există o facultate, gen. Deci nu te-ai vedea actor? La teatru nu, niciun caz. Adică mi-ar plăcea și ce zic, aș accepta, dar n-aș face asta ca lucru principal. Ok. Păi da, dacă îmi face Călinaciu mulți bani și scoate filme și așa, o să aibă nevoie de actori. Și na, tu o să ai facultate, o să ai studii. O să fiu și eu magnat și o să ne asociem frumos. Zi-mi care-i treaba muzica acum, cu brigadă, cu care, cu cine e, cum... Cine se ceartă cu cine? Că am văzut că vă luați, vă certați, mă ciodăniți. Eu sunt cel mai pașnic om. Dacă... Multă iubire pentru toată lumea. Da, jur, da, pentru toată lumea. Love inima. Hai că sunt, nu poți să-mi zici că nu sunt ăia cu ăia. Gen tu dacă ești cu Kid și cu ai lui, nu? Da. Deci sunteți o brigadă și mai sunt, cine mai sunt? Alții care sunt? Nu știu. Care ce? Care fac muzică? Da, și sunt altă brigadă, gen... Opusă, nu știu, adică mi se pare că suntem toți așa, afiliați. Și toți sunteți și prieteni și o mare ocult. Familie și când vă vedeți beți și vă pupați pe obraz și vă luați în brațe. Pe obraz și nu neapărat. Deci nu, deci e pace și... Da, da, la noi da, e pace. Adică dacă cineva ne atacă, ori ignorăm, ori, nu știu. Nu răspundeți? Eu în niciun caz nu dau dis. Nu? Dar ai primit sau ți-au trimis? Am primit de-astea, când eram mai mic, de 300 de vizualizări, de-astea și da, ce și, zic. Și gen, m-a primit și pe mine când eram mai mic. Da, el a făcut clip despre mine când aveam 12 ani. A, la poliția? Da. 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 De el? Da. S-a luat de mine, dar pulea, că nici nu eram cunoscut sau ceva, da, să da, zici da, că pula... Ți-am dat clau, că asta e ideea. Da. Asta era și rău, era rău de tot. Rău. Dar când l-am văzut, bă, era așa micuț, eu eram, mamă, eu când îl văd pe Călinaciu ăsta, nu știu ce-i fac. Și când l-am văzut, bă, era micuț rău de tot. Da, a crescut. S-a făcut băiat. Ce ar fi? Da, deci erai eu așa rău, erai rău, te luai de moană, nu? Bă, da, mă, da. Aveai răutatea asta în inimă, în sânge. Știi cum zic, până la urmă, eu îmi văd de viața mea, de munca mea, nu mă mai interesează ce face vecinul, știi ce zic? Câți ani aveai atunci? 16. Deci poți fi rău, vezi? Da, poți fi rău la 16. De vârsta mea, de 2 ani de zile poți să fii rău. Da.
Dar și răutatea asta se întoarce. Eu zic, gen, dacă oferi urea asta, o să primești. Da. Nu știu ce am impresia, că se ciocănește lumea. Mă văd mereu la story-uri pe acolo, care a zis de care, cred că... Nu. Zi-mă tu, că tu știi. Da, zi adevărul, cine cu cine? Bă, frate, eu... Hai, confesează! Hai că tăi răutatea aia, am putut-o în apie. Bă, deci, vă rog frumos, da? Deci, eu sunt pe pula mea, da? Eu n-am nicio treabă. Părerea mea e că dacă lumea se ceartă în muzică, înseamnă că interesează mult mai mult să certe decât să facă muzică. Și asta mi se pare că, gen, arată foarte multe lucruri. Bun, acum zici. Acum zici, bune, lasă asta de pace și iubire. De tine nu s-a luat nimeni, nu s-a luat. Nu au avut treabă. Bă, gen, nu. Cine sunt de-a mie? De fapt, stai că scoți album acum și după aia o să... După aia o să... După încep certurile, da. Eu sunt peace and love. Gen, peace and love, că linie pe peace and love, dacă vă așteptați la altceva, ți-ar. Îmi place placa asta. Toată lumea are placa asta când e nou, că noi da, e pace și apoi bine, faci interviu frate. Cu ei și peste două săptămâni vezi așa clipuri cu ei. Să-mi bag pula, mă, tatu ăla. Da. Bă, gen, eu n-aveam niciun stres dacă aveam ceva cu cineva, dar chiar n-am. Adică... Și oricum, dacă aveam acum ceva cu cineva, chiar nu preferam să stau să vorbesc despre da, asta. Corect. Bă, da, corect. Nu, eu vreau să știu doar găștile, că nu știu care, cum. Nu știu, eu unul și ai mei n-avem rivali și chestii. Nu, gen, ne umblăm toată lumea cu toată lumea. Da. Și dacă nu-mi place de cineva decât să stau să vorbesc despre el, prefer să ocup timpul cu altceva. Să scriu despre el. Da. Bun, zi-mi, ai cântat și voi colaborați și pe partea muzicală? Nu. Cine știe? Poate a, încă nu, dar da. Nu se știe, ok. Da. Deci tu scoți album ceva? Am scos album pe 27 decembrie, Ștefan 2 se numește. Ok, cum a mers? Cum merge? A mers prea bine, prea bine. Chiar nu mă așteptam așa să-l asculte 11 oameni maxim. Dar chiar a mers bine. Și ești ok cu ce ai ieșit? Sau? Da, da, sunt mai mult decât mulțumit. Deci nu e ca la Battle. Nu, niciun caz. În plus, la Battle, gen, eu dădeam acolo ce dădeam, dar nu știam că se pune pe net, știi ce zic? Ah, eram totul pentru moment, gen, nu credeam că... Na, mă trăiesc așa cu eșecurile alea pe internet, dar aia a fost, da, mi-o asum, gen, aveam 12 ani. Mi se pare super ok, adică eu probabil dacă mă duc acum și nu te făceam pe tine la 12 ani... Da, bă, gen, aveam așa o vlagă în mine, aveam ceva în cap, dar nu eram incredibil. Bă, pentru 12 ani, lasă-mă, erai bine, hai să o lăsăm așa, erai bine. Zi-mi oameni mișto din muzică de la noi și din afară. De la noi, Ian și Asteca, cei mai șmecheri, după părerea mea. Mamă, știi că lumea mi-a scris să-i chem la... Spre rușinea mea nu știu melodii și așa, dar primesc o grămadă de mesaje să-i chem la discuții. Să excepțional, frații mei. Toți băieții mei din Pug Life, Super Red, îmi place foarte mult. Și nu știu, din afară, Lil Wayne e preferatul meu, ever. Kendrick. Mai știu ce mă bucur așa, că nu mai știu câte unul sunt. Păi... Solange ascult foarte mult, e sora lui Beyoncé. Mai depășit. Și nu știu, în ultima vreme nici nu mai ascult rap, sincer, ascult orice, dar mai puțin rap. Zi-mi o carte bună și un film bun sau o carte proastă și un film prost? O carte bună. Metamorfoza de Kafka mi-a plăcut și un film bun, uite, m-am uitat de curând la Full Metal Jacket, dacă știi. E făcut de Stanley Kubrick și e despre războiul ăla dintre Vietnam și America. Și e super tare, e foarte realist, gen un film de război super realist. Și o carte proastă? Nu neapărat proastă, chiar nu ți-a plăcut sau că n-ai putut să o citești sau nu știu. Stai să mă gândesc. Nu știu, cred că o da asta, Ion, Moara cu un loc. Glasul Pământului și glasul Iubirii. Da, erau... Na. Deși nu, eu... la Medelen, clar n-am înțeles filmul, gen, nu, ideea, nu știu care e tripul. Înveți acum? Te ții de școală pentru BAC? Îți dai silința? Te duci la școală? Mă duc la școală cât pot, dar nu prea învăț, sincer. Și mă ceartă maică mea.
chiar nu e așa ok că nu învăț. Dar treci, adică nu... Da, clar, nu-i stres. Nu-i stres de netrecut. Dar când o să fiu a 12-a, clar, o să încep să fac meditații, tot felul de chestii. Cum e? Eram curios acum, ce mai e pe la? Bine, dar tu ești la... Na, bănuiesc că sunt copii faini acolo la Lipa. Nu chiar. Se intră? Nu știu ce medii mai sunt acolo. Se intră cu puțin. Ah, ok. Deci nu-s copii așa. Da. ai probe de alea, gen... Dacă ești la actorie, te pune, să zici, un monolog între opta okay, care să intre și se combine între ele, știi? Dar la muzică, nu știu, în principiu sunt fii de lăutari de-astea și la actorie sunt gen două clase de muzică și una de actorie. Și efectiv, nimănui din liceunul pasă de clasa de actorie, așa, total dezinteres. Ce mă zic, fii de lăutari din clasă și toți... Tu n-ai idee, efectiv, stau în pauză pe World și cu clarinetul direct, fac duete și chestii. Ah. Da, epic, gen e vibe. S-a schimbat un pic vibe-ul ăla. Dar mai sunt, nu știu, în pauze mai... Ce fac acum tinerii în pauze? Mi-aduc aminte ce făceam noi la liceu. Ce făceați? Păi nu, eram liniștiți, mai fumau ăia pe la... Prin curtea și puli, mai... Se mai băteau câte doi care... Da, ceva ce mai avem spate, de-astea, dar... bătăi odată la o lună, de se strânge așa toată lumea. A, și se, da? Da. Deci nu s-au schimbat multe, da, nu s-au schimbat multe. Încă se bat copii. Aveți profesor? E amuzat rău de tot că gen e și liceu, și școală, și grădiniță. Și uneori se iau la scandal gen ăștia de din clasele primare, de a 4-a, 5-a, 6-a, se iau la scandal, bă, și e prea amuzant, efectiv. Se bate, sunt așa niște micuți care se bat, așa, efectiv. Și se înjură chestii, e super tare. Foarte entertaining. Și ca profesor, e cea mai mare panara, efectiv, pare rău să zic. Uneori vin așa la școală cu gândul că, bă, astăzi vreau să învăț, să adun informații, dar n-am cum, e super greu. Adică și profesorii sunt, pe vremea, mă, cum sună pe vremea mea, zic, am 141. La noi profesorii erau ok, adică noi nu prea ne dădeam interesul, ei erau... Fain, acum zici că... Bine, acum am văzut că sunt și salarii proaste, păi, mă, n-ai da, ce să... Salarii proaste, până la urmă banul e motivația. Asta zic, că dacă nu-i dai bani omului, normal că ăla bun pleacă și rămân profesorii mai... Mi se pare așa, ideea de școală învechită la modul la nivel global, simplu fapt că trebuie să stai într-o bancă, să ridici mâna ca să vorbești și vine un om așa, stă în picioare și scrie pe tablă. Și zic, e așa, vechi. M-a sunat asta, sunt curios, peste 100-200 de ani ce o să fie. Da, și eu stau, deci mă gândesc fix așa, peste 100 nu de ani, gen cum e afară, peste 100 de ani. Care e atmosfera? Deci la noi, cum e azi în America, o să fie peste 100 de ani. Asta clar, asta clar. Asta dacă clar, avem noroc, 100 de ani. Cu siguranță. Oamenii mai deschiși, da. Sunt, și se mai joacă fotbal, basket? Se joacă la noi pătrățica. Stau așa, se pun și e pătrățica, efectiv, își dau pase și atât. Da, mă, tenis de picior, gen, doar că împărcat. Da, deci, da, efectiv. Da, de câte patru, nu? Da. Jucam și pe astea. Dar știi ce se joacă la noi? Perețica. Știu și asta. E frumos, bănuțul direct. Cap și pajură, simplu. Barbut, nu? Barbut, nu. Ce frumos, vezi? E drept de nota 10. S-au schimbat generația. Nu se mai joacă barbut, s-a trecut la perețică. Poker, dar nu jucam la școală. Ci de nu, poker, nu. Poker, nu. Dar basket, nu? Basket, avem gen sală de basket, dar în principiu jucam volei la ora de sport. Da, e tare rău basket. Chiar nu se juca la noi. Nu mi-am să fi jucat volei. Handball mai jucam, că aveam la ore și ne handballul care e ăla de așa, da. Nu? Da, cred că ăla. Dacă m-ai întrebat handballul care e clar, nu se joacă așa, îți dai seama că nu se joacă și handballul care e ăla așa. Da, a, da, jucăm, da. Tenisul care e ăla. Da, mă prinde voleiul, gen, parcă am așa un spirit de competiție mereu când joc. N-am jucat niciodată. Da. E tare. Dar aveți teren de volei, aveți fileu? Da, gen avem așa o sală mare cu două dalea de basket, păi două da, coșuri. Și avem și noi, dar nu avem fileu de la. Și are două cârliguri așa în mijloc și pui fileu direct și te-o dai. Bam, echipe, frumos. Sigur nu-i de fete ăla, nu joacă fete. Volei? Sigur, dacă pe plajă, da, joacă fetele în clipuri la mixuri dalea de techno. No. Cred că nu ne-a arătat ea, că probabil aveam și noi cârligi atunci, dar nu ne-a arătat pentru volei, chiar nu mi-aduc aminte să... Ok. Vă legau de cârlige. Da, adevărat, nu mi-am amintesc.
Da. S-au schimbat, chiar s-au schimbat generații. Trece timpul, da. Violuri? Violuri nu, pe la școală. Nu, nu avem parte de astea. Mă rog, știu niște chiar s-au schimbat ce? Care au rămas așa. Și eu am prins. Ai fost violat? Și eu am fost prins. Da, bro. I-am pus-o la fileu, mă. I-am pus-o la fileu. Da, am văzut tot mai nou acum la știri, am văzut profesoare prinse care umblă pe elevi, toți în știri, da, și zilele trecute am văzut. Dar mie nu mi se pare nașpa, adică eu nu-și dau o profesoară, mi s-ar părea șmecherie direct. Venim, stăm în clasă, ne prefacem că nu ne futem, gen, știi ce zic? Stai after hours. Da, și, da. Și cu extracurricular. Am uitat să vă zic, 59 de ani avea profesoara. Nu, bro, experiență, zic. Într-a nu aveam o profă de muzică, avea direct cotițe, gen spicuri. Era cea mai pică profesorul. Și nu mai gata, a fugit două zile la clasă. A fugit, am terorizat-o prea multe. Profesoara aia cu cotițe, dă-i mesaj lui Oscar. Nu, încă e nici o mai vedem pe hol, suntem așa. Tot dă-i mesaj lui Oscar. Da. Bun, deci ai scos album pe 27 decembrie. Da, vreau să văd dacă 27 decembrie, deci are 3 luni. Da. Nu știu, la cât timp e ok să scoți un album? Sau nu știu cum se... Depinde. Dacă îți vine să scrii, poți să scoți la 4-5 luni un album? Nu cred că e prea devreme, nu? Eu zic că poți să ți-l dai. Da. Depinde, efectiv, depinde de cum ți-l dai. Eu, de exemplu, după ce am scos album, am avut și încă am o mică perioadă în care nu sunt la fel de productiv, gen muzical. Ok. Adică nu mai scriu la fel de mult, dar asta e doar o perioadă. Și cum faci când îți vine să scrii, ce faci? Sau te pui la masă și... Da, mă pun la masă cu penița și cu călimara și mi se foc așa. Stinge lumina difuză așa, da, fac, da. Spui, nu, cu lumina minții, sting tot în camera așa. Spui și... Spui o pălărioară. Scriu așa și plâng în același timp. Eu fac asta, bă. Da, și mai au niște aparele și pictez coperta albumului. Sau le notezi? Nu, serios, cum e procesul ăsta creativ? Le notezi în telefon? Depinde. Unii genere și-o dau la studio. Okay. Eu n-am studio, adică n-am acasă. Găsesc pe YouTube sau ce mai primesc beat-uri și da, mi le scriu pe laptop. Când sunt la studio pe telefon și cam așa mi dau. Unii, mulți, gen Lil Wayne sau Jay-Z, Young Thug, ei nu scriu nimic, gen se duc în studio, trag, se opresc, gen doar se gândesc, știi ce zic? Le fac pe loc? Da, cumva. E și asta o schemă, dar e complicat. Mi se pare că trebuie să ai experiență, gen, ca să poți să dai așa. Și se câștigă bine din muzică. Da, sunt milionar, am 7 apartamente în Victoria. Se câștigă bine din muzică. Acum filmăm de fapt în apartamentul lui. Da. Nu, apartamentul lui Cristi al meu, gen. Da, am avut oferta, a venit cu o valiză și a zis să-ți lasă ăștia aici. Îi numeri tu când plec. Nu, păi tu, de fapt, eu ți-am propus să faci gen treaba asta, discuții cu priză și primezi 50-50, știi ce zic? Așa ne dăm. Da, nu știu. Nu. Câștig din muzică. Dar știu oameni care câștigă bine, nu? Adică sunt oameni care câștigă ok din muzică. Da, 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 știu. Poți să trăiești liniștit. Da, da, după vreo 10 ani. Da. De-ai făcut tot după da vocea. Mă rog, depinde și ce muzică faci. Depinde. Bine, cum dacă poți să cânti manele și ești bun, poți să trăiești bine după 3 cântări. O, părerea mea e că în 2019 în România ne îndreptăm super bine spre... Da, chiar câștigă ok din muzică, chiar dacă nu faci muzică de 10 ani. Adică cel puțin din ce văd eu, știi? Adică suntem mult mai bine decât eram acum 3-4. Oricum, banii nu se fac din YouTube și din vizualizări, gen dacă ești artist cântăreț, îi faci din concerte. Punct. Simplu. Asta zic și așa simplu, adică merge, postez, sunt bun pe YouTube, nu sunt impresar la mijloc sau chestii, sau e așa ușor să ajungi să dai concerte? Eu n-am impresar, adică am un om care se ocupă de mine așa, să fie tot ok, dar nu știu. Nu știu, n-am sunat niciodată pe nimeni ca să am un concert. Okay. Deci da, în principiu, nu știu, să faci treaba pe internet, explodezi, primești atenție și apoi o să te cheme lumea să ai concerte. Sau să faci tu turneu dacă consider că ești așa bun. Dar nu sunt așa bun.
Nu stai așa bun, greu să... Așa că dacă e vreun aniversar... Cât bea apă, face momentul sponsorului. Eu sunt sponsorul. Dacă vreți să vinde, să cumpărați ceva în București, Cristi Priză pe Instagram, pe Facebook și Patreon/Cristi Priză. Ai Patreon de la? Da. Am cinci oameni care donează. Le mulțumesc dacă se uită, că sigur se uită, că bănesc că se uită la toate. Băi, vă mulțumesc, m-am simțit așa bine când am văzut 5 donatori. Poate nu se uită, poate fiți așa niște bogați care dau la toți ziua. Da, la 1000 de, au ales ei 1000 de misiuni. Cât ai primit maxim? Nu, erau vreo $20 în total, sau vreo 20 ceva, adică nu era. Dar era bucuria de, bă, oamenii ăștia și-au rupt din timp, ca să, nu știu cum se donează, îți bagi și contul acolo, nu? Cred că prin PayPal, da. Da, și-au rupt din timp și le mulțumesc, sunteți... Când o să ajung la 200 de oameni, tot la voi o să mă gândesc că ați fost primii. Da. Și da, să le ceți nepoților. Le-am scris, nu știu dacă am văzut mesajele, le-am scris, că eram fericit. Poți să scrigem pe patru? Da, le-am dat mesaje acolo, bă, ce, nu știu dacă au văzut, nu cred că au văzut. Spike am văzut și a făcut Patreon și gen, când a scos albumul, a scos mai întâi pe Patreon. Super. Băi, mi se pare mișto că dacă ai oameni care te urmăresc, te susțin, nu mai ești nevoit să faci, bine, să ai și mai mulți oameni, dar să nu mai fi nevoit să faci reclame și chestii, să ai o comunitate care te împinge de la spate, mi se pare extraordinar. Ai văzut ăla meu cu 10.000 de abonați? Da, l-am văzut, dar n-am zis nimic. Îl știu oamenii? Îl știu, dar putem să mai arătăm că îmi place mult, l-am primit, nu l-am primit. Dar place că ai foarte multă grijă de... Cadou? Păi e primul meu premiu. Butonul meu de 100.000 e aproape rupt în două. Respect. De la... Îl știți pe Alpaca? Nu știți? Nu. Are și el canal de YouTube, bine, el are mulți. Are mai mult de 10.000? Miliarde are. Și a făcut și el la 800 de miliarde, așa? Nu știu, dar s-a chinuit să-mi... Tu îți dai seama să decupezi ăsta, să scrie. Da, e așa, o muncă. Da. Așa că... Bravo. Și cât abonați acum? 100 de mii? Nu, eu am 76 de mii. El are vreo... mulți, nu știu, câteva sute de mii. Am exagerat cu 800 de mii, dar are câteva sute de mii. Păi și la 100 de mii trebuie să ți le pe așa unul lângă alta. Să vadă lumea progresul. Păi nu, pe ăla la rom, pe ăsta îl țin. Cum stați? Pe Instagram? Postați pe Instagram? Cum e cu Instagram-ul? Că am văzut că bate tot Instagram-ul. Eu învăț, postez, mamă, sunt activ pe Instagram. Sincer, mi se pare greșit să ai așa program, să postezi super des, să te concentrezi pe asta. Da, postez des. Gen pe story, da, dă-ți-o și ce zic. Da, acolo eu, și dacă vă colțul ăsta la masă, pac, l-am pus pe Instagram. Wow, uite ce colț, ha-ha. Asta e. Nu știu, știu oameni care gen postau, gen super des. Le creștea riciu și apoi efectiv ori stagna, ori scădea. Și te zic, eu postez doar când simt. Ce n-am zile când nu postez nimic, nică e și mergi, deloc. Te-ai uitat, mergi și constant? Nu știu efectiv cum să apăs pe statistici. Nu știu cum să ajung acolo, jur. Tu ai Instagram-ul, postezi? Bă, da. Și cum e? Bă, gen, pula aia, nu cred că există om care să posteze pe Instagram și să-l doară în pulă de cine se uită. Adică, gen, mi se pare că e o platformă foarte mișto să fii cât de cât personal și să vadă lumea cum ți-o are. Exact, și de asta postez și adică, mai postez cu proteste, cu... Da. Adică, bă, până la urmă, pe Instagram mă mai arăt ce fac în viață și lumea care se uită, se uită. Dar nu mă interesează, nu e ca și cum... Sunt oameni care fac bani din asta. Da, în România... Se fac și la noi, că am auzit, dar trebuie să ai sute de mii. E o aplicație de asta, gen, dacă ești conci mecher, și primești campanii pe care trebuie să le promovezi. Aplicație? La noi? La noi, globală, gen. Da? Da, și gen. Ce înseamnă, conci mecher? Hai să luăm așa. Nu știu, cred că dacă ai așa peste... 15.000, 10.000, nu trebuie să ai 100.000. Stau și cu șmecheri. A avut un tovarăș campanie la Nesquik odată și a postat ceva de două ori și a luat 250 de euro, gen. Atâta că nu spică mereu campanie. Da, vă mint oricum, nu stop, eu nici nu fac muzică. Sau că nu există așa ceva, 250 de euro. Nu, vorbesc serios, mă. Vorbesc serios. Păi da, mă gândesc. Păi da, acum ai, eu opresc ăsta și... Nu, dar gândește-te câți oameni, că sunt mulți care au 10.000, adică dacă se înscriu toți în aplicația aia, sunt... Da, e dreptate. Știi, sunt zeci de mii de oameni care s-au înscris și să le dai da, 150. Da, dar uite, tu ai 10.000 și nu ți-ai instalat-o. Da, că nu știam de ea.
Da. Da, nu, e foarte. Pe mine nu mă interesa să fac bani, bro, eu vreau doar să mă simt bine, știi, mă doare în pulă de bani. Păi da, lasă că-i fac eu asta, vreau să zic. Da, ce ai bani, pe ce? Păi și pentru iau din aplicație, îmi fac conturi, mă, îmi fac 600 de conturi și le cresc la 10 lei, dar ca să-mi iau aplicația asta. Da, cred că primești și în funcție, gen, de ce le aduci, gen, ca rating, da, ca probabil, pula mea. Probabil, deci o să îmi dea 2 dolari. Da. Da. Bun. De obicei, pe final, rog invitatul să lasă un gând, un mesaj, o urare, dacă vrea, dacă poate, dacă are chef, oamenilor care se uită. Stai să mă gândesc. Gândește-te bine, ai grijă. Ce mai important, fiți voi. Atât. Mamă, ce fiți voi. Păi, fiți voi, bro. În suflet, bă, mâncat tine rău, a dat bine în suflet. A, și poliția YouTube-ului Călinaci-o în curând, atâta zic. Bă, mersi că mi-ai făcut să mă dau băieții și chiar asta urmează. Și mersi că v-ați uitat și ne vedem data viitoare și pace. Nu are rost unde e inteligența ta. Când tu mor tot prost, ați spus ai parte de iubire, dar și de aia e contracost. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de-a fi. Și n-am altă replică la situație decât se la vi. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de-a fi. Și n-am altă replică la situație decât se la vi.